Aș vrea să te întreb, Dragoș, la ce te pricepi cel mai bine? Specialistul e ăla care se pricepe la toate, din toate câte puțin, corect? Ăla e. Ai văzut la televizor cum tot se pricep la tot, la virus, la tancuri, l-ai văzut? Da. Tot se pricep, când apare, tot ăla apare și vorbește despre virus, despre tancuri, despre canguri, despre erecție, tot au aceeași... Specialistul ăla care... Fiat, noi n-avem atât de mulți specialiști cum au ăștia pe la televizor. Noi avem 1, 2, 3, 4, 5. Dar buni, Dragoș, la ce te pricepi? La toate câte puțin. Știu, ăla e specialist. La toate meserii. Câte... Sigur? Domnule colonel? Da. Hai cu meserii! Salut, Dragoș! În sfârșit și un domeniu bărbătesc. Suntem 7 miliarde, 8 miliarde, dar nu mai găsești un instalator. Da, un instalator bun. Înainte de a-ți adresa întrebarea, am două vești pentru tine. Una bună și una mai puțin bună. Vestea bună este că am doar o singură întrebare pentru tine cu două variante de răspuns. Dacă vei răspunde corect, vei putea alege un cilindru, cu posibilitatea să-l refuzi și să tragi al doilea cilindru. Dar cel de-al doilea va fi obligatoriu pentru tine. Partea mai urâtă este următoarea. Dacă nu răspunzi corect, concursul se va termina aici pentru tine. Dragoș, fii atent. Plec cu el? Colonei, profesori. Da, da. Fii atent. Găsește în lumea asta colonei în România, profesori, intelectuali, academicieni. Băi, instalatori, atenție cum vorbim cu omul. Mie spui. Majestate. Da, puțin respect. Nici nu ne gândim, Doamne iartă-mă. Înainte de a spune întrebarea, vreau să-ți arăt. A plecat, așa fac ăștia, da. Vin, se înțeleg cu tine și acum altul nu mai dai de el. Gata, a doua zi nu mai dai de el. Am să-ți arăt acest instrument, poți să-l ții în mână, okay. Să-l examinezi. Deci următoarea, te rog, întrebarea este următoare. În magazine se zice nivelă cu bulă de aer. Dar care este denumirea populară a acestui instrument? Dar fii atent, atenție la litere, la cum pronunți cuvântul. Poloboc sau cancioc? Poloboc. Hai, măci, normal. Felicitări! Hai, mă, drag, nu? Poloboc, hai mă, norm. Ții minte ce a zis instalat, că el, ai văzut? A venit și a făcut treaba câteva minute, a plecat, ne-a taxat și a plecat. Dacă nu-ți convine primul cilindru, ne putem duce la al doilea. Am dat drumul și îl opresc. Deci dacă primul nu ți-e pe plac, Dragoș. Sunt bani? Sunt bani, e bine. Domnule colonel, ne batem pentru 140.000 de lei cât are Silvia acum. Incredibil! 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 Dumnezeule! Ai aruncat sala în aer! Ai aruncat toată sala în aer, Dragoș! Colonelul a luat locul Silviei. 140.000 are Silvia și Dragoș are 150.000. Dragoș! Nu te mai întreb dacă poți să schimbi cât... Nu? Doamne, iartă-mă! Dar fii atent aici, Dragoș! Poți să-ți riști banii ăștia mulți, 150.000, și să te duci mai departe. Sau! E de logică, de lăcomie, de orice vrei tu. Sau te oprești și te duci pe scaunul campionului. Ce e mult strică, prefer să merg pe scaun. Dragoș a luat locul Silviei. Incredibil. Bine, Dragoș. Fantastic. Silvia, îmi pare rău dintr-un foc. Mie-mi pare bine. Un noroc vă doresc. Hai că
Te mai cheamă. Mie îmi pare bine. Mamă. Chiar îmi pare bine. Odată... Măcar am văzut cum e pe scaunul. Odată l-a luat cilindru, l-a luat și l-a dus. Să rămână Silvia. Fantastic! Dragoș, 150.000 de lei dintr-un foc. Dragoș, incredibil! Atenție! Mai sunt 3 minute. Maria, fii atentă, stai acolo. Știi ce trebuie noi să facem, Maria? Poți să iei banii lui Dragoș. Dacă în astea 3 minute cât a mai rămas, tu răspunzi rapid la întrebări, învârtim cilindru și vedem ce-o fi acolo. Maria, când apăs, stai așa, când apăs, vii repede, nu mai vorbi, nu te mai... Ce faci? Cu ce te ocupi? Cum îi zice? Sunt la liceu Dimitrie Pațurea, sunt de acte. Ești elevă! Da. Câți ani ai, Maria? 18 ani. La ce liceu ești? Dimitrie Pațurea. Stai un pic, stai, nu te grăbi, stai așa, nu te grăbi, stai un pic, stai. Zi repede ce a fost Pațurea asta. Sportivă, nu știu. Sportiv, ce, dar ce a jucat el? Ce a jucat ea? Unde a jucat? Zi, Dinamo, Stea, Pațurea, ce a fost Pațurea asta? Ce a fost Pațurea asta, cum îi zice? Fotbalist, dar unde? Unde? Ce a fost Maria Pațurea? Ce a fost că tu ești la liceu? Cum zi, mă? Nu cred. Poți să dau un apel? Nu cred. Cum? Poți să dau un apel? Ce să apes? Păi tu ești la liceu, nu știi ce a fost. Auzi, ăsta a fost sculptor. Sculptor Maria, deci hai, Maria, tu urmezi! A fost sculptor a fost omul ăsta, Pațurea. Fii atent, am dat drumul cronometrului. La 3 minute, da? Ce renumită Podgorii este în centrul Transilvaniei? Târnavele sau Niculițel? Târnavele. O dai la nimereală. Măi, Pațurea asta, tu nu știi liceul care poartă numele unde... Măi, Pațurea, mă, himerele lui sculptor. Ce vas este folosit la aerarea și oxigenarea vinului? Decantorul, Maria, sau samovarul? Samovarul. Ăsta e ăla cu ceaiul, samovarul, de bea Pațurea din el ceai negru. Decantorul e cu vinul. Maria, ce băutură se obține prin distilarea anumitor vinuri? Gin sau coniac? Coniac. Bine, Maria. Nu-l rata. Ce este, de fapt, whisky-ul marocan? Iartă-mă de întrebarea asta, că tu ai 18 ani, ai, da? Ai trecut, bravo. E o băutură apreciată în Nordul Africii. E ceaiul de mentă sau rachiul de ienupăr? Dacă e de Maroc. Maroc. Ceai de mentă. Bravo, Maria. Bravo. Mai avem cât 1 minut și 46 de secunde. Vezi că am învârtit, oprește cilindru. Dăm repede. Hai să ne grăbim. Are 150.000, Dragoș. 15.000, mai putem? Maria, rămâi aici, rămâi. Mai avem 1 minut jumătate, hai că putem. Fii atentă, următorul domeniu. Zice așa, care este capitala Portugalei? Lisabona sau Sevilla? Lisabona. Excelent. 18 ani are Puștoica. Ce oraș, fostă capitala Rusiei, a fost numit Leningrad o perioadă de timp? San Petersburg sau Ekaterinburg? Ekaterinburg. Lenin, San Petersburg, acum e da. Unde e ermitajul, la muzeul ăla, lasă-l încolo de muzeu. Taipei e capitala cărei insule? Indonezia, Maria sau Taiwan? Taipei. Taiman. Nu Taiman. Cum? Traian, ăsta e cu decebal. Taian. Nu Traian, că e cu decebal. Taiwan. Așa. Bun. Să nu ratăm pe asta, Maria. Ok. Tirana, Puștoaico, e capitala? Albania. Maria, da. Hai! Hai că putem! Hai! Maria, 10 secunde. Maria, avem bani.
7 secunde, Maria, cu Dumnezeu înainte. Maria, Maria, Maria! 7500 de lei. Asta a fost? 18 ani, da? Da. La liceul Dimitrie... Coace. Cum îi zice? Dimitrie Coace. Ții minte ce a fost? Da, sculptor. Sculptor, Maria. Da, mulțumesc că ai fost cu noi. Dar am fost la un pas. Da. Așa e, la un pas mic, mic pentru om, mare pentru tu urmezi. Mulțumesc, Maria. Wow! 150.000 de lei, colonele. Dragoș, 150.000 de lei și are zâna bună o vorbă pentru tine. Felicitări, Dragoș! Am un cadou pentru tine de la sponsorul emisiunii noastre, un voucher de cumpărături de la Kaufland. Mulțumesc! Runda finală, domnule colonel, succes! Dragoș! Noroc mare! Așa-i? De acum nici nu știu ce să zic, dacă e de noroc, nu e de noroc. E de cât de bine reușești tu să te adaptezi, să-ți schimbi gândirea în următoarele 150 de secunde și să gândești diferit. Adică să nu dai răspunsul corect la întrebarea pe care eu ți-o voi adresa, ci să dai răspunsul greșit. Dragoș, dacă reușești să faci asta, ai 150.000 pe care ai adunat tu și mai ai 100.000 pe care îi punem noi, adică ai în total 250.000 de lei. Nu e puțin deloc. Aproape undeva la 50.000 de euro, corect? Pe acolo, Dragoș. 50.000 de euro. Nu ți-ascund. Nu e ușor. O spun mereu celor care ne privesc, nu e deloc ușor. De asta sunt bani atât de mulți. Noi îi punem la bătaie. Tot ce trebuie tu să faci e să-ți setezi mintea invers. Pe mine mă cheamă Dan sau Mircea? Mircea te cheamă. Ăsta e. Ăsta e. Adică răspunde greșit. Dragoș. Cel tânăr. 50.000 de euro peste 150 de secunde. Bani făcuți cu mintea. Nu e ușor. Dragoș, încep. Tu îmi spui când ești pregătit. Hai. Domnule colonel, sunteți sigur, da? Da. 50.000 de euro în 150 de secunde, cu o singură condiție. Ca invitatul meu să reușească să gândească invers, să gândească altfel, să răspundă greșit la întrebările care urmează cu Dumnezeu înainte, Dragoș. În cuib sau în vizuină, unde își depun păsările ouăle? În vizuină. Urâtă sau frumoasă, cum e rățușca din povestea lui Hans Christian Andersen? Frumoasă. În iaurt sau în compot, o vorbă din popor spune că cine se frige cu ciorbă suflă și în... Compot. Tatra sau Ural, ce munți separă Europa de Asia? Tatra. Continuă sau discontinuă, depășirea interzisă indicată de linia? Discontinuă. Olanda sau Belgia, ce țară are pe drapel culoarea neagră? Belgia. Olanda, hai. În cuib sau în vizuină, unde își depun păsările ouăle? Vizuină. Urâtă sau frumoasă, rățușca din povestea lui Hans Christian Andersen? Frumoasă. În iaurt sau în compot, o vorbă compot. Din popor spune că cine se frige... Compot. Tatra sau Ural separă Europa de asta? Tatra. Ce munți? Continuă sau discontinuă, depășirea interzisă indicată discontinuă. De linia? Discontinuă. Olanda sau Belgia, ce țară are pe drapel culoarea neagră? Olanda. Australia sau Marea Britanie, unde s-a format trupa AC/DC? Australia. În cuib sau în vizuină, unde își depun păsările ouăle? Urâtă sau frumoasă, cum e rățușca lui Hans Christian Andersen? Frumoasă.
în iaurt sau în compot, o vorbă din popor spune că cine se frige cu ciorbă sufleșin, Tatra sau Ural, ce mun separă Europa de Asia? Tatra. Continuă sau discontinuă, depășirea interzisă indicată de linia? Discontinuă. Olanda sau Belgia, ce țară are pe drapel culoarea neagră? Olanda. Australia sau Anglia, Marea Britanie, unde s-a format AC/DC, legendara trupă rock? Marea Britanie. Pe Siret sau pe Bistrița, în romanul lui Sadoveanu cu același nume, moara venea pe... Bistrița. Giveaway sau takeaway, mâncarea la pachet cu livrare este numită... Giveaway. Curtea de Argeș sau Curtea Veche, regele Mihai este înmormântat la... Curtea Veche. Porcul sau mielul, ce se taie de Ignat? Mielul. A fi fericit! Asta. Mai aveam multe oricum, Dragoș, mai aveam. Am ajuns la 12 întrebări, adică mai aveam mult până, măcar dacă eram aproape de 21. Dar fii atent, asta ascultă-mă, e. Ok. E greu să setezi mintea. Nu știam cu AC/DC. AC/DC. Știu, am auzit de formație, dar habar. Ăștia sunt australieni, AC/DC, din Angus Young, au început cu Bon Scott. Ah, Way to Hell. Știi, AC/DC e de la, oamenii spun, de la curent alternativ, știi, curent? Are și fulgerul ăla. Și că vine de la altceva, zicea Angus Young, vine de la After Christ, după Hristos, vin diavolii, Devil's Camps, de asta au și Highway to Hell și toate astea. Mă rog, hai că vorbim de muzică, să te mai așa, să te mai... Asta da. E, mai relaxează, da, relax, liniște, Dragoș. La 12 întrebări, răspuns greșit, ca să poți... Scăpăm de banii aia pe care ai luat, de 150.000 de lei. Și fii atent, Dragoș. Rămânem cu 100.000. 100.000. Am 100 de secunde pentru tine. La fiecare secundă vom pierde 1.000 de lei, Dragoș. 1.000 pe secundă. Mai am întrebări. Când ajungem la 21, ai luat banii, dar fii atent. La secunda 15, începând cu secunda 15, trebuie să apeși pe butonul ăla ca să-ți securizezi o sumă de bani. Deci de la secunda 15 încolo, atenția ta trebuie să fie distributivă, domnule colonel, apăsați pe buton și securizezi ori 15.000 de lei, ori 14.000, ori 13.000, depinde de cât de repede ești de mână, cât de iute ești de mână. Ca pistolarie, știi? Dragoș, eu zic că putem... Impecabil a răspuns la toate întrebările de cultură generală. Tot ce trebuie să faci acum e să te concentrezi 100 de secunde. Pentru 100 de mii de lei. Încep? Da. Când zici tu, Dragoș? Să încep. Că te-am văzut data trecută, erai un pic concentrat, tu mi-ai dat startul. Da, și acum tot eu. Ok. Hai. Deci... Mergem mai departe. De la întrebarea 12, am duc la 13, 14, 15, până la 21. În fiecare secundă, să reamintesc, pierdem 1.000 de lei. Nu uita secunda 15 să securizezi banii. Dragoș, cu Dumnezeu înainte încep, da? Da. Hai că putem. A fi fericit sau a fi nemulțumit? Ce înseamnă expresia a strâmba din nas? Repetă, te rog. A fi fericit sau a fi nemulțumit? Ce înseamnă expresia a strâmba din nas? A fi fericit. Italia sau insulele Azore, jucătorii cărei naționale de fotbal sunt numiți Azzurri? Insulele Azore. Mamifer sau reptilă? Delfinul este? Reptilă. Ficatul sau stomacul, principalul organ afectat de hepatită, este? Stomacul. Sosiri sau plecări? Când soția revine în țară, o aștepți la aeroport la terminalul? Plecări. Secolul 21 sau secolul 20. Care este secolul actual? Secolul 21 sau secolul... Repetă. Secolul 21 sau secolul 20. Care este secolul actual? Secolul 20. Otrăvitoare sau comestibile? Ciupercile care se pot mânca sunt? Otrăvitoare. Se plătesc sau se înfrățesc? O zicală românească spune că prostia și domnia...
se înfrățesc. Basket sau handbal? În ce sport mingea e mai mare? Handbal. Go! Handbal. Perfect. Fii atent. Cred că puteai să mergi mai departe. Îi îndemn întotdeauna pe invitații mei să nu se ia după public, că nu sunt banii lor. Sunt banii celui care e aici. Dacă știam cât mai e o întrebare, o lăsăm. Ok. Cred că mi-e ciudă. Mi-e ciudă. Cred că puteai să riști. Fii atent. Avem 10.000 securizați. 10.000 de lei. O luăm de la capăt. Ca să câștigi ăștia 10.000, de data asta nu mai ai voie să ratezi nimic. Mă întorc la întrebări. Întrebare. Nu rata, Dragoș. Orice ratare în clipa asta... Zero. Știi, da? Dragoș, încep? Da. Dragoș, să fie cu noroc. În cuib sau în bizuină, unde își depun păsăleole? Bizuină. Urâtă sau frumoasă? Cum e rățușca din povestea lui Hans Christian Andersen? În iaurt sau în compot? O vorbă din popor spune că cine se frige cu ciorba sufle și în? Compot. Tatra sau Ural? Ce munți separă Europa de Asia? Tatra. Continuă sau discontinuă depășirea interzisă indicată de linia? Discontinuă. Olanda sau Belgia? Ce țară are pe drapel culoarea neagră? Olanda. Australia sau Marea Britanie, unde s-a format legendarul grup rock AC/DC? Marea Britanie. Pe Siret sau pe Bistrița? Romanul lui Sadoveanu cu același nume. Moara venea pe giveaway sau takeaway. Mâncarea la pachet este numită, cu livrare este numită? Giveaway. Curtea de Argeș sau Curtea Veche? Mihai este regele înmormântat la? Curtea Veche. Porcul sau mielul? Ce se taie de Ignat? Mielul. A fi fericit sau a fi nemulțumit? Ce înseamnă expresia a strâmba din nas? A fi fericit. Italia sau insulele Azore, jucătorii cărei naționali sunt numiți azurii? Insulele Azore. Mamifer sau reptilă, delfinul este? Reptilă. Ficatul sau stomacul, principalul organ afectat de hepatită, stomac, este? Sosiri sau plecări, când soția revine în țară, o aștepți la aeroport la terminalul? Plecări. Secolul 21 sau secolul 20, în ce secol trăim? 20. Otrăvitoare sau comestibile, ciupercile care se pot mânca sunt? Otrăvitoare. Se plătesc sau se înfrățesc? O zicală românească spune că prostia și domnia... Se înfrățesc. Basket sau handbal? În ce sport mingea e mai mare? În handbal. Gogoașă sau tartă? Pasca seamănă cu... Gogoașă sau... Sau tartă. Pasca seamănă cu... Gogoașă. Ei! 10.000 de lei, Dragoș! Excelent! Excelent!